Bună, fetelor! Mă bucur să ne revedem! Pentru astăzi vă propun aceleași bucle realizate cu un cordon de la halat, însă am decis să filmez din mai multe unghiuri pentru că mi-ați scris că nu se înțelege foarte bine din clipul anterior. Așadar, să începem! Aveți nevoie de același cordon, de perie și de cele două elastice de păr. După ce ați speriat foarte bine părul, trebuie să fie descurcat. Îl împărțiți în două. Și luați cordonul. Astăzi eu vreau să vă arăt cum arată buclele, să vă propun bucle mai de jos, adică o să pornim de undeva de aici. Și luăm prima șuviță de păr din față, o aducem în spate și de aici luăm altă șuviță pe care o înfășurăm în jurul cordonului. O să vin și mai aproape să vă arăt. Am o șuviță din față, una din spate și apoi ambele șuvițe le rotesc în jurul cordonului. Mai iau încă puțin păr din față, aduc în spate de unde mai iau încă o șuviță și apoi rotesc în jurul cordonului. Voilà! Și apoi răsucesc în jurul cordonului. Iau părul rămas, a mai rămas aici o șuviță. Bun. Și îl înfășor în jurul cordonului. Perfect. După ce am ajuns la finalul șuviței, voi lua un elastic de păr sau, pentru astăzi vreau să vă propun, o clamă. E foarte simplu de prins și arată cam așa. Lăsăm șuvița. O prind chiar așa de sarafan. Și trecem la cea de-a doua șuviță de păr. Luăm tot așa prima șuviță de unde vreți voi. V-am spus, dacă vreți să începeți de aici de sus, puteți să începeți de sus. Mie îmi plac așa buclele un pic mai legere. Am ales prima șuviță și merg în spate. Din spate iau încă o șuviță și rotesc în jurul cordonului. Bun. Revin în față, de unde mai iau încă puțin păr, îl aduc în spate, din spate mai iau încă o șuviță. Seamănă puțin cu o împletitură. Și apoi în jurul cordonului înfășor această șuviță de păr. Am terminat cu șuvițele din față, de acum o să merg pe șuvițele din spatele cordonului. Ușor, ușor, răsucesc, nu vă grăbiți și poate să fie un procedeu foarte fain. Dacă o să ajungeți la, nu știu, a doua, a treia încercare, o să vedeți că o să puteți să faceți aceste bucle chiar în timp ce vă uitați la serialul vostru preferat. Și înfășurați în jurul cordonului, perfect, până ajungeți la final. Astăzi o să încerc filmarea din mai multe unghiuri să vedem ce iese. Pentru cea de-a doua codiță vă propun să prindem cu elastice de păr. Depinde cât de lung este cordonul vostru. Așa. De cel puțin 2-3 ori ca să stea bine. Dacă aveți alte idei, fiți creative și împărtășiți-le și cu noi. Am prins cele două șuvițe și acum avem două codițe foarte, foarte simpatice. Cu cele două codițe putem să dormim fără probleme. Le prindem așa și facem aici un nod simpatic. Așteptăm până dimineață sau câteva ore și vedem rezultatul. Am revenit, haideți să vedem cum au ieșit buclele. Desfacem ușor prima codiță. Se desface mult mai ușor dacă punem această agrafă, doar că s-ar putea să fie incomodă pentru voi în timpul nopții. Desfacem la fel de ușor cum l-am și rotit inițial, astfel încât să păstrăm buclele cât mai bine. Și iată, deja se văd
Așa arată. Și acum și cea de-a doua. Aici e un pic mai complicat pentru că trebuie să scoatem elasticul de păr. Și acum răsucim ușor, ușor. Și iată cum arată. Eu cred că am stat cam o oră și jumătate cu părul așa. Dar dacă voi veți sta toată noaptea, buclele cu siguranță vor fi foarte spectaculoase. Iată-le! Sper că v-au plăcut aceste bucle. Nu uitați să comentați, să-mi spuneți cum v-au ieșit buclele, dați subscribe și fiți fericite, pentru că frumusețea vine din interior. Vă pup!